Sfatul de drum bun vă este oferit de BT Leasing, partener al Napoca Rally Academy. Bogdan Marișca, pilot și instructor de conducere defensivă, este în legătură directă cu noi prin Skype și în transmisiune directă pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Bogdan, salut! Îmi pare bine să ne reîntâlnim pe drum cu prioritate. Salut, Radu, mă bucur că ne regăsim, revedem și reauzim. Bogdan, vin vacanțele, ne pregătim cu siguranță pentru drumuri lungi cu mașina. Călătorii ce pot avea loc, nu-i așa, pe autostrăzi, pe DN-uri, pe drumuri județene și poate în stațiunile aglomerate de pe litoral sau din zonele montane. Cum ne pregătim pentru toate acestea? Avem o vorbă care sună așa cam sec, că iarna nu-i ca vara și viceversa este valabilă, nici vara nu-i ca iarna, nici din punct de vedere al traficului și nici din punct de vedere al mașinii, felul în care utilizăm mașina. Așa și începe cu faptul că ar fi un bun moment să schimbăm cauciucurile de iarnă, să trecem pe cauciucurile de vară. Știu că eu nu sunt un mare fan al cauciucurilor all season, nu cred că este cazul, dar eu insist pentru, sau noi insistăm pentru cauciucurile de vară. Este momentul lor și prea multe mașini vedem încă în trafic cu cauciucul de iarnă, pe principiul că încă mai au carne, mai au profil, așa mai pot să merg cu ele. Sunt două concepte total diferite, n-am mai spus acest lucru. Și venind din zona de motorsport, pot să vă spun că pentru noi este foarte important, în esență, ce am luat pe bună, în raliuri, în competiții, pentru că ea reușește să transpună în practică sau nu manevrele pe care face pilotul. Exact același mecanism funcționează și în mașini de stradă. Este foarte importantă anvelopa pe care o avem, evident, anvelopa dedicată anotimpului. Și aș mai sublinia un lucru, este foarte important și cum le păstrăm anotimpurile, anvelopele peste anotimp. Adică vom depozita acum anvelopele de iarnă undeva, ar fi foarte bine să nu stea la soare, să nu fie expusă la temperatură ridicată, pentru că la iarnă când le vom pune, chiar dacă mai au încă profil ok, nu vor mai avea carcasa în... să zicem, așa cum a fost conceput de cei care au proiectat anvelopă. Da? Deci, atenție la anvelope, anvelope de vară și, chiar dacă mi-ai spus asta, ar trebui refăcută periodic presiunea din anvelope. La începutul călătoriei, la rece, cum se recomandă, fie în vulcanizări, fie în stațiile de benzină, unde sunt servicii de acest gen. Deci, anvelopa corectă și presiunea corectă este un must, după care n-ar fi rău dacă am reușit să mergem cu mașina la un mix, la un service, să ne facă o mică verificare. Ce înseamnă bucș, suspensii, plăcuțe de frână, jocuri, pentru că este important. După toate acestea, dacă toate acestea sunt ok, trebuie văzută și direcția. Pentru a nu uza anvelopa, trebuie știut că mașina, odată a apărut o uzură, ea nu se repară de la sine. Adică uzura generează un lanț de uzuri și de disfuncționalități care generează undeva mai devreme să mătrezi un cost din ce în ce mai mare. Și la cum arată drumurile din România, ai toate șansele să descoperi probleme la jante, ce trebuie să îndreptate, exact. Și așa mai departe. Exact. Trebuie știut că antigelul, lichidul de răcire, nu are particularități pozitive doar iarna, ci și vara. Adică punctul de fierbere acestui antigel este mai ridicat decât dacă am folosit apă. Așa trebuie verificat antigelul ăștia din iarnă, să vedem cum suntem cu el. Și evident, pentru că vine căldura, n-ar fi rău să dăm un ochi sau cineva, un specialist, să uite la aerul condiționat, funcționează sau nu funcționează, freonul din el și așa mai departe, da? Schimburile de ulei, dacă este cazul, viscozitatea uleiului de vară este mai mică decât la uleiul de invers, pardon. Viscozitatea la uleiul de iarnă este mai mică decât la uleiul de vară, uleiul de motor de vară. Și deloc de neglijat, eu, de exemplu, și-am făcut asta cu mașina mea, la ieșirea din iarnă am spălat mașina într-o spălătorie unde se spală și șasiul și burta mașinii, da? Pentru că ieșind din iarnă cu clorură pe mașină, cu sare și așa mai departe, carosoria nu e deloc fericită pentru acest lucru. Și un alt lucru aparent banal, luna mai, luna cărăbușilor și a insectelor, a trebuit ca lichidul de parbriz să fie schimbat cu un lichid de vară care are capacitatea să macereze, dacă vreți, toate acele insecte pe care le avem pe parbriz și când dăm drumul la șpegător, să nu avem o periculă care devine opacă și nu mai vedem nimic în față. E o problemă gravă. Am mers pe autostrada Soarelui până la Constanța, cred că am omorât, din păcate, 1 milion de gâze. Deci n-am văzut în viața mea atâtea
insecte câte am văzut pe drumul ăsta. În această perioadă, în luna mai. Exact, în acea perioadă și mai mult el apar dimineața și seara cu preponderență și să intri noapte cu un parbriz murdar și să n-ai capacitatea să cureți parbrizul corect, poate să fie o sursă de pericol pentru perioada întunericului, pentru că, evident, îți cade acuitatea vizuală. Și aici vine la pachet și capitolul ștergător de parbriz, care trebuie să aibă capacitatea să curețe corect acel parbriz prin care noi încercăm să vedem ce se întâmplă în fața noastră. Deci, ar trebui să nu neglijăm, chiar dacă nu avem călătorii lungi, chiar dacă până la perioada concediilor mai este timp, vin weekend-ul, mai facem deplasări, ne mai mișcăm de aici acolo, ar trebui să nu neglijăm capitolul siguranță, pentru că știm acest lucru. România este o sursă permanentă de statistici negre din punct de vedere trafic rutier. Da, apropo de siguranță, vă rugăm să nu mai opriți pe banda de urgență autostrăzii pentru a face poze la rapiță. Pentru că nu e deloc safe, să spun așa, și riscați foarte mult. Eu abia aștept vacanța. Bogdan, însă îți mulțumesc foarte mult pentru toate sfaturile pe care ne-ai dat și astăzi. Sfaturi de drum bun, căci așa i-am obișnuit pe ascultătorii noștri și săptămâna viitoare te așteptăm din nou alături de noi. Și mai aproape de vacanță. Ne auzim, ne vedem, drumul bun până atunci, să circulăm cu grijă și să nu uităm că România în trafic înseamnă fiecare dintre noi. Dacă facem bine, o să fie un trafic mai sigur, dacă nu facem bine, o să fie bai din nou. Corect. Mulțumesc foarte mult, Bogdan Marișca, ne reîntâlnim săptămâna viitoare.